Chairman. M-a avertizat că trebuie să mă pregătesc. Mi-a trimis lista dumneavoastră și mi-am dat seama că după ce am văzut și lista și după ce am reflectat asupra perioadei care durează în facultatea, mi-am dat seama într-adevăr că sunt foarte multe de spus. În primul rând trebuie să vă spun un lucru. Să știți că nu doar pentru dumneavoastră este acum aniversare, ci și pentru mine. Dumneavoastră faceți 20 de ani de la absolvirea facultății. Eu fac în acest an 70 de ani de când am trecut pentru prima oară pragul acestei facultăți. Nu este un merit, dar este o oportunitate foarte plăcută să constat că din acest punct de vedere, față de colegii mei în viață, sunt cel mai. Dar dacă e să compar studenția mea cu studenția dumneavoastră, ce trebuie să constat? În primul rând, nu știu în ce măsură dumneavoastră conștientizați cât de mult v-a favorizat istoria. Ați început facultatea, la scurt timp după ce ați început facultatea, aia îmi dau seama dacă ați început în 89 sau 90. A fost revoluția binecunoscută care ne-a adus libertatea. Libertatea de mișcare, libertatea de gândire, de comunicare. Lucruri pe care dumneavoastră v-ați considerat naturale, dar pe care generația mea le-a dobândit foarte greu, foarte târziu, în pași cu pas, în pași mărunți. Problema este în ce măsură ați valorificat această libertate. Trebuie dumneavoastră, în a doua parte a facultății dumneavoastră, ați trăit o a doua revoluție. Revoluția internetului. Iarăși, eu vă mărturisesc că pe mine, care aveam atunci, era deja trecut de 60 de ani, și mi-a schimbat viața internetul. Dar îmi dau seama cât de mult pentru dumneavoastră e valabil acest lucru. Este clar că viața dumneavoastră ar fi fost cu totul altceva fără internet. Mult mai mult decât pentru mine. Deci iată două revoluții care, zic eu că v-au favorizat, ați fost răsfățați de istorie. Mai e ceva. Dumneavoastră aveați în 1989 totuși aveați în spate o experiență semnificativă de ce înseamnă a trăi sub o dictatură. Și deci puteți să faceți comparație. Problema este în ce măsură problematizați această situație? În ce măsură v-a preocupat? Uite, dumneavoastră ați văzut că acum
multe sondaje arată că o bună parte a populației României regretă acele timpuri. Pentru că răspunsul e simplu de ce. Pentru că principalul drept de care avem nevoie cei care apucăm să dobândim o anumită cultură, principala nevoie este nevoia de libertate. Și din păcate o mare parte a populației, din cauza subculturii în care trăiește, n-a ajuns să simtă într-un grad înalt nevoia de libertate, decât așa, la nivel elementar, la nivelul în care sunt și animalele. Și mulți dintre noi am dus-o greu în această facultate. Am fost multe momente dramatice. Unii dintre studenți, dintre profesori, au fost victime. Nu toți au manifestat lipsa de lașitate de care era nici nevoie. Și sunt mulți care spun acum, domnule, da, bine că a trecut, așa au fost vremile, ce să-i faci? Ori această atitudine este o atitudine regretabilă, care nu ne va ajuta prea mult să progresăm. Dacă punem seama ca cronicarul Miron Costin, totul vă mai dome, nu sunt vremile sub cârma omului, e vietul om suprem. Adică este exact mentalitatea care a ținut și ține în continuare România în stare de sărăcie. Azi dimineață chiar mi s-au împrospătat la televizor și de cifre, mai mult de jumătate din gospodăriile din România nu au canalizare. Cifra de abandon școlar crește vertiginos, a ajuns la 17%. Și câte altele, ce să vă mai spun? Și toată România se răsfață la televizor, cine să fie președinte? Asta e singura problemă. Deci, evident că eu aș fi vrut să aflu, venind acum la nivelul facultății, sigur că aș fi dorit să știu în ce măsură unii din promoția noastră au intrat în politică și cu ce rezultate. În ce măsură au părăsit România și s-au instalat în alte locuri. Sigur că unii frumos, dar n-am decât o cunoaștere foarte parțială. În ce măsură unii dintre dumneavoastră au trecut în alte activități, nu acelea pentru care v-a pregătit facultatea. În ce măsură apreciați acum experiența anilor petrecuți în această facultate? În ce măsură considerați că v-a folosit stagiul în facultate? În ce măsură realizați că anumite lucruri ar fi trebuit să vi le dea și nu vi le-a dat? Despre toate aceste lucruri e important și ca dumneavoastră să vă întrebați și ca noi să aflăm, noi cei care suntem vinovați oarecum de prin prestația noastră de randamentul dumneavoastră. Despre toate aceste lucruri aș dori eu să aflu la aceste întâlniri, la cifre rotunde. Nu cum se întâmplă, vă spun. Știți care este portretul standard al acestor întâlniri? Vă spun care este. Ca să nu se repete și acum acestea. Se strigă catalogul și fiecare se ridică în picioare și
spune unde lucrează, dacă e căsătorit și cu cine, ce copii și ce se întâmplă cu copiii lui. Adică cât salarii are fiecare, adică ce se întâmplă cu ei la nivelul foarte elembiologic. Cam atâta tot. Ori, eu cred că dacă noi, la astfel de întâlniri, ne reușim să spunem mai mult, vedeți ce se întâmplă? Se întâmplă un lucru bine cunoscut, că noi nu înțelegem evenimentele atunci când le trăim și după, când ne amintim la el. Și tocmai asta este, că dumneavoastră acum puteți avea o altă judecată despre anii petrecuți în facultate decât o aveați atunci. Și dacă noi am reușit să concretizăm, să inventariem aceste mărturisiri și facultatea ar arăta altfel, cu totul mai bine ar arăta. Pe noi ne interesează, pe noi, adică cei care din întâmplare, fiind mai în vârstă decât dumneavoastră, noi am stat acolo și noi am stat aici. Dar astea sunt chestiuni care nu sunt esențiale. Noi vrem să ne dăm seama în ce măsură apreciați că Universitatea v-a făcut oameni de cultură, v-a făcut intelectual. În ce măsură abia după aia ați devenit sau poate conștientizat că nici până asta ați devenit. Toate aceste lucruri. Ca să mă refer în mod concret la lista pe care l-am dat-o colegul Mostan, trebuie să vă spun că eu am recunoscut aici 11 nume. Din păcate, numai bărbați. Dar sunt convins că sunt și multe colegi care au avut o evoluție semnificativă, dar nu cunosc eu. Am să vă spun ce se întâmplă cu acești universități, exact când să vorbesc cu o echipă de fotbal. La acești 11 se constată că doar unul a mers într-o altă activitate decât cea pentru care l-a pregătit facultatea și bănuiala mea este că la nivelul întregii promoții al dumneavoastră, raportul acesta e cu totul altul. Bănui că sunt mult mai mulți, nu doar 10 la 1. Sunt mult mai mulți cei care au trecut în alte activități. Am dorit să aflăm lucrurile astea. Și acel singur care a trecut în alte activități, dar acum pot să vă spun, după ce l-am vizitat și pe internet și mi-a dat posibilitatea să-l cunosc și pe viu, în miezul, în mediul în care el se mișcă, că este un om care, într-adevăr, a reușit. Un om care a dat dovadă că facultatea te poate pregăti și pentru gândire și comportament, nu doar pentru practica propriu-zisă de teoreme și de... Și acesta este colegul Marius Bostan. Îmi spun pălăria, vă spun, am asistat o zi întreagă la o prestație a sa ca președinte al Asociației Tinerilor Manager din România. A fost un lucru extraordinar. Am avut foarte multe de învățat. Mai este aici o persoană singulară care mie ne amintește de figura lui Spiru Haret. Știți că Spiru Haret a mers în Occident, a făcut o teză de doctorat foarte semnificativă
Dar după aceea, în loc să rămână în Franța, unde îi se oferea, nu, a spus, eu trebuie să mă întorc în România, pentru că acolo e ceva de făcut. Sunt multe lucruri care trebuie începute. Și acesta era Schiu Haret. Ei bine, colegul dumneavoastră care ne-a amintit de Schiu Haret este Dan Nicușor. A făcut o teză foarte frumoasă, la Grenoble, dacă nu mă știu. Deci, o teză care îl confirma clar că e un om cu mare talent în matematică, după ce și în țară succese la Olimpiade, etc. Și politică. Și acum, e de comparat mediul în care a nivelit Dan Nicușor cu mediul în care a nivelit Schiu Haret. Pentru că și Schiu Haret, să știți, Schiu Haret a avut de dus o luptă de decenii până să-i convingă pe cei din Parlamentul României că trebuie să se învețe în școală și matematică, fizică, chimie, biologie, nu doar istorie, literatură, teologie. Câteva decenii a demnat de asta. Pe urmă, toți ceilalți sunt oameni care au rămas în meseria lor. Iar cel care este în fruntea listei la ordine alfabetică, Mariana Produ, uite să fac o mică paranteză, să vă spun că toți acești 11, pe care îi cunosc foarte bine personal, nu m-am rezumat la asta, azi dimineață i-am vizitat pe toți pe internet. Și pot să vă spun că internetul a confirmat ceea ce știam. Iată, la Mariana Produ, ce citesc că a intrat în cercetare în geometrie algebrică, e considerat unul dintre cei mai buni cercetători din Institutul de Matematică al Academiei, considerat acolo în institut. Citat de 289 de ori. M-am uitat la fiecare la prima pagină de la Google Scholar și se vede că are numeroase articole, fiecare în parte cu 10-10 citări. Să nu mai vorbesc de calitatea revistelor care a publicat. Următorul în ordine alfabetic. Îmi amintesc de el de când era elev de liceu la Gheorghe Lazar. E aici Ovidiu Călin. Vă transmite toate cele bune, din Canada este. Nu, în Detroit. Iarăși, era și ca elev, se vedea că era o minte neastâmpărată, numai că era cel neastâmpăr pe care noi îl recunoaștem ca semn al personalității, dar din păcate societatea de multe ori interpretează la cel neastâmpăr drept o brăznicie. Cam asta e tristă realitate în care trăim. Ovidiu Călin, iarăși, lucrează în varietăți rimaniene, geometrie rimaniană, iarăși, cu lucrări semnificative, cu impact semnificativ, îmi pare foarte rău că n-am venit. Pe urmă, sunt uimit să văd că nu-l văd aici. Liviu Dinu. Liviu Petrișor Dinu. A participat la foarte multe întâlniri internaționale în domeniul lingvistic și computațional în care el lucrează. A făcut cu mine doctoratul. Iarăși,
vă spun că a depășit net când era student, pentru că nu excelase la toate nu, vă mărturisesc că nici eu n-am bănuit ce evoluție va avea, dar a dovedit un elan extraordinar. De vreo 5 ani încoace, e vizitat mereu de idei. Foarte bine, domeniul fizic și computațional. E, pe urmă vine, era la început, acum nu mai văd, prodecanul, Radu Gramată, aici ce să văd, aici mai e vorba de o persoană, e vorba de o familie, că cunosc întreaga familie și pe băiatul său s-ar putea la moment dat să nu spunem de băiatul lui Radu, ci invers, de Radu cu tatăl lui. La fel, a vorbit un talent evident în domeniul informatic și teoretice, teoria automatelor, limbajelor formale. Îmi pare rău că ia mult timp birocrația vice prodecanatului și îl împiedică să dea un randament pe măsură. Dar băiatul său, am avut ocazia să am dialogul cu el și la televiziune, ce să vă spun? Este portretul ideal a ce trebuie să fie un tânăr. Are doi băieți, al doilea vine din urmă, probabil va fi și el la aceeași. Urmează acum un alt coleg al dumneavoastră, excepțional în domeniul combinatoric. Se numește Lucian Ilie. Am cu el și un articol publicat împreună. Este foarte apreciat de University of Western Ontario, dacă în Canada, la London, Ontario. Și iarăși pot să vă spun, uite, vă spun, am întâlnit să vă spun și la Liviu Dinu, și la Radu Gramată, sute de citări, la Lucian Ilie, la fel. Numai prima lucrare în ordinea descrescând are 122 de citări, a doua 97, a treia 57. Ce să vă spun? Este iar un portret clar de talent în combinatorică. Este, aș spune, noi îl aveam pe Tomescu în combinatorică, dar acum îl avem și pe Lucian Ilie. Următorul, iarăși, îmi pare bine să că l-am văzut în bănci, Florin Nichita, la Institutul de Matematică. Splendid, ne-a arătat ultimele sale articole de teoria numerelor. Are acest simț al degustării unor numere particulare. Să nu trateze numere în general așa ca o gloată, ci numere care au anumită personalitate. Pe urmă, urmează, mi-aduc aminte că am avut student în anul întâi la analiză, Nicolae Sânteanu, și el văd că are deja o prezență tot în limbaje formale și în teoria automată. 82 de rezultate, citările, la primele 10 lucrări, de 50 ori, de 23 de ori, 21 ori, în colaborare. Evident, cel puțin deocamdată nu poate rivaliza cu sora lui mai mare, care și ea a fost studentul aici, a terminat puțin înainte de 89.
care tot în Canada este, dar în orice caz se ține bine. Ei, acum vine iarăși o personalitate cu totul singulară, mai spune cum se spune de cei neperechi. Se numește Bogdan Suceava. Am să vă spun câteva lucruri despre el. Face geometrie. Geometrie diferențială. A reușit să valorifice, să ducă mai departe moștenirea geometrică a lui Dan Barbilian, faimoasele spații Barbilian, care au o secțiune specială în matematica redus, a publicat și un articol în istoria matematică în care arată importanța acestor spații. De urmă, a paralel cu activitatea sa matematică, în parte în colaborare cu unul din țară, Boscov de la Constanța, a dezvoltat o activitate literară de mare succes ca scriitor. Romanul său venea din timpul dies, a primit de câteva ori premii, a fost tradus în limba engleză la Northwestern University Press în America și între timp mai are încă două romane apărute în engleză în Statele Unite la mare editură americană. Deci, vă dați seama, e o performanță unică, eu nu mai cunosc, în general, scriitorii români care ajung să fie editați de mari edituri americane și vă dați seama, nu prin promovări prin Institutul Cultural Român, ci prin propriile lor putere, îi duver pe deget. Și el e unul dintre ei, Bogdan Suceava. Și, mă rog, mai este o persoană, dar aici nu sunt sigur dacă e vorba de Ana Maria Șendroiu. E aici? O cunoașteți? E aceeași Șendroiu care a publicat acum în Franța o carte de logică matematică? Nu-mi dau seama. Cam la aceștia se recunoștințele mele despre care vă iertați pentru abuzul de timp, dar aș dori foarte mult să aflu mai mult în cele ce urmează. Vă mulțumesc!